România a exportat în primele două luni ale acestui an cereale în sumă de aproape 400 de milioane de euro, cu 33% mai mult față de perioada similară din 2018, anunță Institutul Național de Statistică. Exporturile de porumb au totalizat o valoare ce tinde spre 200 de milioane de euro, iar cele de cereale 175 de milioane de euro. Din totalul exporturilor de cereale, circa 36% au avut ca destinație din Uniunea Europeană, acestea totalizând 134 de milioane de euro. Principalele destinații au fost Italia, Germania și Ungaria. În ceea ce privește importurile aproximativ 94% dintre acestea au provenit din țările Uniunii Europene, în special din Ungaria, Bulgaria și Franța. România a exportat anul trecut în țările europene și în statele terțe peste 12 milioane de tone de cereale, în depășind 2,2 miliarde de euro. În 2018, cele mai importante destinații de export au fost Spania, Egipt, Italia, Arabia Saudită, Iordania, Germania și Libia.